dimineața, domnule primar Constantin Bărzăgeanu, că suntem în Comuna Mihăiești, la primărie, în urmă cu două zile s-a sărbătorit ziua copilului, pe data de 1 iunie. Întotdeauna dumneavoastră, ca administrator al localității, v-ați implicat în actul de învățământ și ați făcut tot ce v-a stat în putință pentru a oferi copiilor și elevilor, în general, tot ceea ce este mai bun în desfășurarea activităților școlare. Și vreau să, unde vreau să ajung, la construirea acestei săli de sport moderne, care în momentul de față este în execuție și lucrarea este în grafic. Aș vrea să vă spun, în primul rând, să le urăm, le-am urat și pe 1 iunie și le urăm și astăzi, chiar dacă a fost o zi liberă pentru noi, echipa coordonată de directoarea școlii, de cele două directoare, au făcut diferite activități de ziua copilului, organizate prin diferite activități școlare. Pe această cale vreau să le mulțumesc celor două doamne care s-au ocupat și se ocupă de fiecare dată de copiii noștri, pentru că sunt copiii noștri. Și dacă stau să mă gândesc, că și eu și dumneavoastră și suntem și noi încă copii, pentru că părinții noștri trăiesc și părinții noștri se bucură de copiii pe care îi au, se bucură de realizările copiilor și a nepoților și a strănepoților. Fiecare părinte se bucură de copilul lui. Ca oricare, eu văd un lucru mare când ai un copil și vezi că el merge la școală și obține niște rezultate foarte bune. Pe această cale eu am vrut să le pun la dispoziție pentru că nu numai eu personal, în primul rând eu personal și alții și alții nu au avut posibilitățile lor care le au în ziua de astăzi. Să aibă microbuz, să aibă mic dejun, să aibă tablete, să aibă telefoane, să aibă tot felul de electronice în așa fel încât să poată să își desfășoare activitățile exact ca după carte. Deci nu le mai trebuie decât absolut nimic decât să înveți. Pentru că eu, ca instituția pe care o conduc, le-am pus la dispoziție tot ce trebuie. De la dezinfectanți, de la măști, tot ce le-a trebuit pentru pandemia care a fost. Vreau să le mulțumesc cetățenilor încă o dată și elevilor și părinților și la toți pentru faptul că au înțeles că dacă noi respectăm cu strictețe purtarea măștii, distanțarea, dezinfecția pe mâini și a încăperilor și așa mai departe, totul va merge bine. Suntem într-un procent foarte scăzut, nu numai noi, și la nivel național ne bucurăm. Avem centru de vaccinare deschis care funcționează de dimineața de la ora 8 până seara la ora 20. Am înființat și o echipă mobilă. Cine nu poate să vină, frumos sună, echipa mobilă se deplasează la fața locului, să întocmesc documentele respective, acele declarații care trebuie să le dai și acele formulare tipizate, după care omul se vaccinează, după care echipa se îndreaptă la bază, după care pleacă iar în continuare, unde au primit mesajul sau unde s-a primit telefonul respectiv. Acum, dacă e nevoie, facem tot ce e posibil să scăpăm de această pandemie, să scăpăm de acest virus, să putem să ne desfășurăm activitățile exact cum ni le-am desfășurat și până acum. Pentru faptul că din punct de vedere și al primăriei și din punct de vedere al tuturor instituțiilor din țara asta, toți au ieșit în pierdere și vor ieși în pierdere. Pentru faptul că avem bugetul deficit, omul nu are de unde să-ți plătească, nu lucrează, întreprinderile nu lucrează sau lucrează cum lucrează, restaurantele sunt oprite, restricționate și așa mai departe. Așa că de bine de rău, zic că am trecut și peste chestiile astea, lucrurile au început să devină la normal. Totuși eu îi mai rog când îi văd în grupuri mai mari și i-am și rugat, zic, haideți totuși să nu uităm sau să ne întoarcem de unde am plecat. Pentru că eu sunt unul pățit și până acum mi-a venit să cred, nu mi-a venit să cred, dar când a dat cu mine de pământ, am zis, domne, nu e de glumă. Și de asta vă zic eu dumneavoastră, copiii noștri trebuie să se bucure și după bucurie trebuie și muncă. Pentru faptul că noi ne bazăm pe ei.
Și dumneavoastră vă bazați și eu și toată lumea se bazează pe copilul lui. De aia să chinuie să-l ducă la școală, să-l aducă de la școală, să-i dea tot ce e mai bun și să-i creeze tot confortul în așa fel încât renunță, fiecare părinte renunță la ce are el nevoie prin casa, nu știu bine, ca să-i dea la copil. Și atunci copilul trebuie să înțeleagă că trebuie să pună mâna pe carte, să învețe, pentru că viitorul ăsta este. Ai carte, ai parte. N-ai carte, n-ai parte. Și așa că e în drum să fie măcar cum au fost și până acum, pentru faptul că eu la nivel de localitate am avut copii foarte buni, care au câștigat o grămadă de olimpiade, am oameni care au fost și unii care nu mai sunt printre noi, care au fost renumiți, foarte deștept, profesorul Mihești, Dumnezeu să-l odihnească, care a fost o capacitate de om până în ultimele clipe de viață. Numai oameni cu putere mare, oameni care au plecat aici din comuna noastră, care au ajuns doctori, care au ajuns inspector șef, care au ajuns șef de instituții ale statului, care au plecat de aici, de la noi, din Cătunul ăsta, cum zicea domnul profesor săptămâna trecută, că zicea Cătun, că zicea așa, că și așa mai departe. De aici. Deci nu contează unde termini școala. Contează să termini școala cu adevărat și să-ți rămână ceva când purtăm o discuție împreună, să putem să o purtăm, nu să o luăm pe calea aia cea mai scurtă sau sunt cam obosit, vorbim mai târziu sau chestii de genul ăsta. Asta am pretenția la copiii mei și mă implic în fiecare zi. Nu există zi de la Dumnezeu să nu mă implic, să nu discut cu profesorii, cu tot ce se poate, în așa fel încât să ne putem ocupa de ei, ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine. Dacă datoria celor mici este să meargă la școală și să învețe pentru a ajunge ceva în viață, iată datoria dumneavoastră ca administrator al localității, ca primar, este să le asigurați celor mici toate condițiile necesare de desfășurarea actului de învățământ. Cât de dificil este pentru o primărie în general, nu neapărat pentru comuna Mihăiești. În general. Să asigure tot confortul necesar de desfășurarea actului de învățământ. Și aici ce vreau să subliniez? Reabilitarea unei școli, asigurarea tuturor... Din punct de vedere al reabilitării școlilor, din punct de vedere al izolațiilor termice, din punct de vedere al montării cu termopane, din punct de vedere al încălzirii, din punct de vedere al dotării, eu am încercat și am dotat cu tot ce s-a putut. Deci nu am nevoie de niciun program, nu am nevoie de niciun proiect, pentru că școlile le-am puse la punct din toate punctele de vedere. Da? Deci școlile sunt fresh. Garduri la fiecare școală, apă caldă, apă rece, centrală cu gaz metan, teren de sport la fiecare școală sintetic, teren normal, bloc de joacă și așa mai departe. Tot au tot ce ne trebuie, microbuz, avem unul de rezervă în caz de nu merge unul, pac, ne-am suit pe celălalt, i-am dat cheie și am plecat ca să nu stăm, aoleu, trebuie să fie cu el în serviciu sau nu trebuie să fie cu el în serviciu. Nu, am plecat direct și am rezolvat cazul. Deci noi ne-am dat tot interesul. Este foarte greu. Eu am avut chiar pe ordine de zi săptămâna trecută și au cerut să acordăm cei 100 de lei la copiii premiați, da? Ăsta este cuantum, nu l-am stabilit eu, e stabilit la nivel național. Am aprobat, pentru fiecare copil care a depășit de 8,50, toți primesc la fel câte 100 de lei bursă, da? Iar profesorii pentru decontarea navetei. Este dreptul lor, este munca lor și cu asta basta. Nu sunt bani aruncați pe fereastră sau nu știu ce. Că mulți dintre ei nu vrea să vedea sau așa. Domnule, e dreptul lui. Așa scrie în carte, trebuie să-i dăm. Și eu le-am dat, le-am aprobat cele două proiecte care au fost pentru acele pentru copii, da? Și pentru decontarea abonamentelor la profesori. Deci niciodată eu nu am trecut să fie ceva să nu le aprob. Pentru faptul că e legal, e normal, banii ni dă statul, da? Ministerul Învățământului, ni dă înapoi, da? Deci nu că să zici că dai de la tine. Ce dau de la mine e separat, ce primești de la stat e separat. Dar ăștia sunt bani care trebuie să le acordăm, că altfel nu au de unde să descurce, că ei nu au de unde să ia. Ce să facă? Avem grădință cu program prelungit. Ce să facă? De unde să strângă? Trebuie să plătim mâncare, să facem mai, să facem mai. Le plătim pe toate la timp, comunicăm foarte bine, nu avem niciun fel de problemă, nu am copii la momentul de față să intre la abandon școlar. Pentru faptul că îi trimit la școală, îi trimit acasă, îi trimite să-i verificăm, îi sunăm, vedeți că nu mi-ai primit alocație, vedeți că nu mi-ai primit acele bursă, pentru faptul că nu a venit copilul la școală, pentru faptul că are nota scăzută. Deci avem o colaborare între părinte și copil zilnic și profesori.
Ne sunăm, avem telefoanele părinților, toți profesorii și managerul școlii se ocupă exact cum trebuie, fiecare părinte este informat și mă sun. Domnul primar, uitați, avem probleme cu copilul cu tare, n-am mai venit la școală. Luați legătura acum, s-a luat, a zis că l-a trimis, dar n-a venit, nu știu, merge peste la casă. Și uite așa, am încercat să putem să rezolvăm toate cazurile sau să ne spălăm rufele la noi în familie. Nu a fost nevoie să mergem mai departe, să intervenim pe alte căi. Deci au fost cazuri de a. Au fost cazuri, dar le-am pus la punct. Am făcut tot posibilul, da, de a-i reîntoarce pe, da, drumul cel bun. M-am gândit și am avut și un noroc, să spunem, sunt cam norocos în general, poate prea norocos. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat și poate mi-a dat mai mult decât meritam. Și mulțumesc încă o dată. Am reușit și am printr-o fundație și am obținut un cabinet medical stomatologic nou-nouț, unde doamna doctor are program și de dimineață și după masă, în fiecare zi de luni și până vineri, la școala de la Buleta, unde toți copiii din Comuna Mihești sunt tratat gratis, indiferent de ce problemă de natură stomatologică au. Dacă e nevoie de un transplant, dacă e nevoie de nu știu ce și nu știu cum, că nu mă pricep pe domeniul ăsta medical, vreau să vă spun că domnișoara are coadă, deja copiii se duc, s-au obișnuit deja cu stomatologul, ea le explică, vorbește. Acum vrem să pictăm pereți înăuntru, copilul când vine să vadă că nu este un cabinet stomatologic, este undeva unde te tratezi și undeva unde ți-e bine și îți face bine pentru toată viața, să nu ai probleme mai departe, că nu se știe după ce termină școala dacă mai sunt posibilități financiare să ajungă sau dacă mai are timp să ajungă la un stomatolog și să trateze exact cum trebuie. Fiecare trebuie luat la timpul lui. Și eu zic că iar este un lucru foarte bun cu acest cabinet medical. E un lucru care nu-l au 10 comune din județul Vâlcea, dacă nu mă înșel. Orașele poate au, dar comunele nu au momentan în momentul respectiv. Și eu v-am spus, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat și am rezolvat și acest proiect. Cum de a venit, sala de sport. Cum v-a venit ideea de a face acest parteneriat cu această fundație? Deși ne-a oferit tot ce înseamnă aparatură medicală și medicamente gratis și în continuare, cu condiția ca noi să încadrăm un medic specialist în, ca să facă acest serviciu. Bineînțeles că Direcția de Sănătate Publică ne-a pus un medic la dispoziție și lucrurile merg atât de bine de nici mie încă nu vine să cred ce serviciu medical atât de util am putut să aducem la nivelul copiilor, care sunt și copii micuți, care stai câte o jumătate de oră să deschidă gurița să se arate care o carie. Și eu dau seama că trebuie să ai o răbdare de fier. Dar uite că răbdare de fier a existat și există și acum nu mai sunt cazuri, că ne ajută colegului de bancă, ne ajută ala și încet, încet învățăm și să știm ce avem de făcut. Să știți că eu sunt foarte sincer și vă spun că cele mai multe lucruri bărbătești le-am învățat în armată, dacă am făcut armată și cred că toți, acolo te înveți că, vă dați seama, terminai liceul direct la armată și acolo învățai, acum nu mai e armată, nu mai e de unde să înveți, cum trebuie să te speli, unde trebuie să ții fiecare, să ți le aranjezi trusele de bărbierii de alea, inclusiv să cuți nastorii, să coși și petiță cu săcusari și așa mai departe și pe la subsoară, pe unde se rupeau acele vestoare și așa mai departe. Și uite ce încet am învățat și au rămas lucruri bune care au rămas, că acum nu știu dacă mă ișcoasă vreun copil sau vreun cineva, un nastor. Majoritatea din ei săragă de părinți sau merg la diferite centrele astea de călătorie unde acolo își fac ce au de făcut pentru copiii lor. Minte sănătoasă, într-un corp sănătos, da, de viza dumneavoastră, ați, da, demarat lucrările pentru construirea unei săli de sport cea mai frumoasă din Oltenia, după cum se spune. Da, este ultimul model care l-am obținut de la... Sunt două pe Oltenia, sunt alte proiecte cu alte forme. Bineînțeles, interiorul, dacă nu mă înșel, e la fel. 42x22, tribune 120 de... Dar vreau să vă spun că avem nevoie. Au fost, cum și dumneavoastră știți, săptămâna a fost în fiecare zi ploaie. Nu au fost probleme, iară mulțumesc Dumnezeu că nu am avut nicio problemă, nicio inundație, un teren, niciun pod înfundat, nimic. Totul a mers exact cum trebuie, că ați văzut ce au pățit în alte județe sau în alte localități.
nu am avut nevoie, chiar m-a întrebat domnul director de la prefectură, domnul Papa, dacă am probleme de ele și a spus, domnule, pe ce nu vine să credeți? Zic, domnule, asta e, m-au ocolit, de data asta am scăpat. Nu am ce să raportez, că nu am, chiar nu am absolut niciun fel de problemă din punct de vedere al inundațiilor în perioada respectivă cât a fost acest cot. Și atunci sala de sport devine benefică copiilor, pentru faptul că îi luăm pe toți, îi ducem în sala de sport, facem diferite activități cu ei, școlare, preșcolare, activități sportive, avem unde să se schimbe, unde să-și facă un duș, unde să-și depoziteze hainele individual fiecare, fiind spațiu foarte mare, atunci nu mai e nevoie să stăm cu moștile pe noi, să stăm cu aia și cu aia. Toate lucrurile merg foarte bine. Și atunci de-aia m-am gândit. Bun, dumneavoastră ați văzut că se lucrează intens, exact suntem în grafic, graficul spune că în luna decembrie trebuie să tăiem pamlica, domnul director spune că în decembrie cu siguranță vom tăia pamlica, nu are niciun fel de problemă. Iar la dispensar, exteriorul este gata, interiorul s-a montat absolut tot ce înseamnă sanitar, calorifere, instalațiile sanitare, ghiuvete, băile, tot ce trebuie. Mai avem depus acel lambriu special, e un linoleu special care se pune și pe pereți, cum ați văzut asta la spital, și pe jos. Nu se pune grese sau altceva și se pleacă cu el de jos, cu firul, până sus la ultimul, la ultima încăpere, vine aceeași culoare, aceeași model peste tot și pe pereți și pe jos. Asta este proiectul dispensarului. A rămas la ultima dată să le facă acolo, restul totul este și la fel la dispensar, în grafic, la fel în decembrie să fie gata. Așteptăm să ne dea, dacă guvernul ne dă drumul la proiecte, să vedem ce putem accesa și noi. Avem pregătiți cei 10 km de drum depuse, avem o grădiniță depusă, avem un pod, deci avem o grămadă de proiecte depuse, așteptăm dacă se finanțează sau nu. Astăzi chiar dă drumul la un tronson de gaz în satul Negrini, ulița Ciobată, deja se lucrează acolo și terminăm. După care se mută în altă parte, avem rigole și asfalt pe ulița Tăsăluță, la fel se lucrează și să sunt utilajele acolo, dar datorită vremii ne-am putut să ne desfășurăm activitatea și a trebuit să tragem pe dreapta. Acum, dacă tot să vezi vântă o țără, deja începură să lucreze și cei de la gaze și cei de la drumul respectiv care au câștigat licitația firmele respective. Dacă toți suntem la acest capitol al rețelei de gaz natural care iată la dumneavoastră în comună, aveți norocul de a se extinde și nu de a se introduce? Da. Care sunt procedeile de ca omul, ca cetățeanul să aibă gazul la poartă? Ce trebuie să facă? De exemplu, un cetățean care stă pe strada nu știu care. Un cetățean, ca să poată să beneficieze de de introducerea gazului metan, trebuie să aibă autorizație la casă, cadastru, deci cu autorizația de la casă sau titlu de proprietate unei trecută casa, cadastru, da? Și cu cadastru respectiv se prezintă la primărie, îi eliberăm două adeverințe, copie după buletin, după care merge la distrigaz și distrigazul îl repartizează și face branșamentul respectiv. Unde sunt extinderi de gaz de coloană, acel dosarul facem noi. Punem noi dosarul pentru 10 gospodării, trecem gospodăriile respective și noi facem extinderea respectivă, o plătim, după care se introduce conducta pe principală, după care dăm și își fac dosarul la rândul pentru branșarea individuală la fiecare casă și, după câte am înțeles, de la majoritatea, cred că și dumneavoastră ați auzit acești zvon, nu știu sigur dacă e cu adevărat sau nu este, am înțeles că acum este gratis branșamentul de gaz. Acum așteptăm să vedem dacă cu adevărat va fi gratis sau nu. Deci tu trebuie să facă cetățeanul doar să-și... Cetățeanul trebuie să meargă cu dosarul, cu autorizația de la casă, cadastru, două adeverință, nomenclatură stradal, copie după buletin, după care vine și să face branșamentul respectiv pentru a fi branșat în termen de 6 luni de zile. Vreau să revenim puțin la centrul de vaccinare care funcționează la dumneavoastră în comună. Ați menționat de mine că aveți o echipă mobilă în cazul în care cetățeanul dorește să fie vaccinat. În afară de echipa, unde sunt acolo un medic, doi asistenți medicali, cel care înregistrează, cel care ia temperatura, femeia de serviciu și toți cei care sunt, în afară de ce, am mai adus încă un medic în plus, doi asistenți,
cu o mașină, ori de la primărie, ori mașina personală de sus, să merge și să vaccinează la cei care sunt la pat, cei care sunt bolnavi, cei care nu au cu ce veni. Le-am pus la dispoziție, inclusiv echipa mobilă, are tot ce trebuie, nu au ei mașină, le punem la dispoziție o mașină de la primărie și ei merg și desfășoară activitățile pentru comenzile care le-au avut făcute pentru a se deplasa la fața locului să-i vaccineze pe persoanele respective. Oamenii s-au vaccinat. Majoritatea din ei s-au vaccinat. Sunt foarte puțini care sunt nevaccinați. Foarte, foarte puțini. Încercăm să-i convingem și pe dânsii ca să vină să se vaccineze, că este un lucru foarte bun. Nu numai pentru dânsii, și pentru noi toți. Aș și văzut și dumneavoastră și cred că și dânsii văd că nu poți să faci niciun fel de mișcare dacă nu ești vaccinat. Nu poți să ieși din țară, nu poți să mergi la o festivitate, nu poți să mergi la o nuntă, nu poți să mergi la un botez, la o mormântare și așa mai departe, dacă nu ești vaccinat. Și, sincer să fiu, eu nu am avut niciun fel de problemă din punct de vedere medical la acest centru de vaccinare. Adică nimeni nu i-a fost rău, nimeni nu a trebuit să dea salvarea sau să aibă diferite... Nimeni. Toate lucrurile au mers capă, at. Revenind puțin la proiectele depuse care așa tot finanțare, cât de dificil este până obțineți această finanțare? Și mă refer aici ca dificultate la trecerea timpului. Știți, după un an de zile vă trebuiesc iarăși avize. Așa este. Deja anul ăsta noi am împărit 4 proiecte. E vorba despre o grădiniță nouă, este vorba despre un pod peste râul Govora, este vorba de trotuare la stupării și piste de biciclete și o grădiniță la Măgură, care le-am depus pe toate. Asta necesită o grămadă de bani, studiile și tot ce trebuie și o grămadă de timp alergat și făcut. Dacă noi nu obținem finanțarea până în luna decembrie, în ianuarie trebuie să luăm din nou, să vedem avizul care expiră, să vedem ce ne mai trebuie, poate să modifică titulatura. Nu-i mai zice extindere rețea, îi zice întindere rețea. Și vă dați seama că sunt o grămadă de chestii care nu poți să le faci și nu ai cum să le faci decât dacă ai niște specialiști. Degeaba încerc eu să mă zbat singur ca peștele pe uscat dacă lângă mine nu am niște oameni care trebuie să se intereseze, să vadă, facem așa, facem așa, e bine, aici nu e bine. Joi mă duc personal la Craiova, la domnul director Stăicuț, la fonduri europene și îl rog să-mi dea ca să, când se dă pe măsura AFIR Craiova, când s-o dat drumul la proiecte, să știu ce îmi pregătesc. Deja când el și-a dat drumul, eu să le-am pregătite și să fiu printre primii. Că degeaba îl fac eu și pe la jumătate când suma deja e terminată. Știți cum este? Primul făcut, primul venit, primul servit. Așa, la revedere. Este foarte greu să accesezi, nu e așa ușor, că poți să iei și țapă, să accesezi, s-au terminat banii, ați văzut. Au fost proiecte unde s-au aprobat 2. Eu, când am fost data trecută la AFIR Craiova, noaptea la ora 12 am înregistrat. Ăla și la 12 și 10 minute s-au terminat banii. Deci în 10 minute s-au terminat toți banii care au fost alocați pentru drumuri, da. Și am avut 7,7 km, 14 km de rigor. Și acum, la fel, încercăm să vedem care sunt cele mai scurte modalități, cele mai rapide, ca să luăm, să obținem proiect. Pentru faptul că, vedeți de asta, bugetul încă e mic al meu și nu e mic al meu. Dar ce să facă sărăcii ceilalți care n-are, nu poate să beneficie? Ce să facă Runcu? Nici proiecte nu pot să facă că nu se încadrează în populație, nici din fondul propriu nu are de unde să ia. Stă la mâna președintelui Consiliului Județean. Eu nu stau la mila nimănui. Eu am o colaborare foarte bună cu președintele Consiliului Județean, cu prefectul, cu subprefectul, cu toți directorii de la toate instituțiile. Aceasta care vreau să-i mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, Consiliul Rădulescu, pentru faptul că am avut un incident unde ne-a luat o casă foc și a rămas o fetiță și cu taică-s-o, maică-s-a a părăsit-o de când a făcut-o, și nu avea unde să stea. Și dânsul a sărit în ajutorul nostru și ne-a adus o grămadă de materiale, o grămadă de tot ce a trebuit. Noi cu forță de muncă, cu cea mai strâns și noi, am hotărât și eu împreună cu Consiliul Local și am ajutat și noi cu suma de 5.000 de lei pentru ca să putem să rezolvăm cazul, să schimbăm acoperișul, să tencuim din nou, să punem spumă și așa mai departe. Pentru că noi am zis, hai repede să o reparăm, și a zis domnul președinte, nu!
facem un lucru bun să rămână pentru totdeauna. Izolăm termic, punem și geamuri, punem și uși, punem acoperiș nou, punem lemne noi, nu mai mergem pe adunăm dincolo și dincolo. Și această care îi mulțumesc pentru că dânsul s-a implicat foarte mult, el și câțiva consilieri, Iulian Burcan, domnul director Predu și deci oamenii care s-au implicat foarte mult în această activitate ca să poată ca acel om să aibă și el după două săptămâni de zile un acoperiș asupra capului, stătea într-un cutez de găini acoperit cu nailoane, fetița mică și așa mai departe. Și acum suntem pe final, dar fără ajutorul domnului președinte nu putea să terminăm, că nu aveam bani suficienți și nu aveam cuci. Și dânsul, ați văzut, inclusiv la fotbal, le-a promis la fotbal că le dă, le-a dat bani la fiecare. Care a meritat, care nu joacă, unde, joci, primești, nu joci și nu primești. Și a zis, Bărțăgenie, n-am ce să face, la fotbal, asta e. Dacă echipa nu s-a întâlnit, am pierdut bani la fotbal, ce să fac? Aerant ți-am luat, eu n-am luat, a zis, bă, să fii sănătos. Când te văd pe teren, atunci îți dau bani. Și are dreptate. Știu că am mai vorbit într-un interviu recent pe această temă, unde noastră ați mai câștigat un mandat în funcția de primar. Da. Toate proiectele și propunerile dumneavoastră au mers mai departe. Au mers mai departe, pentru că aceste proiecte să prindă contur, aveți nevoie de o echipă. Și mă refer, aici nu mă refer la echipa de consilieri locali, la colegii dumneavoastră, unde trec proiectele. Mă refer la cei care lucrează la aceste proiecte. Lucrează foarte... Cât de important este ca un primar să aibă încredere în acești oameni, în această echipă. Practic, ei semnează, ei ștampilează. Domnul director, problema este în felul următor. Eu sunt un gen de om care am încredere în toată lumea. Colegii mei niciodată nu o să încerce, niciodată nu o să încerce să meargă pe altă cale. Pentru faptul că nici eu nu am făcut vreodată ceva sau niciodată nu am pedepsit pe nimeni, nu am dat afară pe nimeni, nu o să dau pe nimeni afară, nu o să ameninți pe nimeni, pentru în primul rând că nu este corect, da? Și am încredere în ei 100% pentru faptul că și ei vrea binele, că dacă mi-e bine, mie le bine și lor. Și ne-am obișnuit toți, ne-am format ca o familie, este a doua familie a noastră și luptăm și rămânem după program. I-am inclusiv acum la recesământ, pleacă de la servici să duc prin sat să facă recesământul, da? Bineînțeles, sunt retribuiți. Nu e mare brânză, e o valoare foarte mică, după câte am înțeles. Dar principalul e că una e când te duci un om care îl cunoști și vin la dumneavoastră la poartă și dumneavoastră mă cunoașteți, a, ești Ionel de la primărie. Daniel Gigi, eu sunt, a, bine, ce trebuie? Câte găine ai? Două, cât? Mă duc eu care nu mă cunoaște nimic. Păi de unde ești, mă, nenemată? Din Petrișor, ce cauți? Păi sunt băgat la recesământ, da? Păi și ce vrei să faci? Păi să-mi spui și mie că trăim. Du-te la tine, Petrișor, nu la mine aici. Am avut cazuri. Și de asta zic, sunt niște chestii care ele se leagă una cu alta. Se leagă. Și ne ajutăm unul cu altul. Deci nu am avut probleme cu vreunul dintre noi, mai să zic că, domnule, au venit de la primărie. Nu. Mai sunt care fentează și trimit fel și fel de să duc cu ajutor pentru copii din ăștia cu handicap și că am vorbit la primărie. Unii vorbesc cu noi, unii nu vorbesc cu noi. Să știți că nu colaborează toți cu noi. Am avut o discuție cu doi cetățeni aseară, că, domnule, știți că a început să vină patrule mixte de la Vâlcea, noaptea și nu știu ce. Păi și zic, e vreo problemă? Zic, de ce? Care-i problema? Dânsul care vine în control, el are un grafic. Și în urma graficului respectiv, el trebuie să, dacă e pe județ, el trebuie să meargă în nu știu câte comune. Nu? Să verifice, să vadă ce are de făcut. Din contră, eu zic că un lucru bun. Preveni, bă, vezi că trec cu mașina la el, la vale, vezi că nu mai bem, mai acasă sau nu mai facem mai. Deci eu zic că e ceva bun. Acele camere de supraveghere care le-am pus la nivel de localitate, la fel, e un lucru bun. Ne mai trebuie. Că apar, deja îi știu pe unde sunt, le ocolesc, le fac. Mai avem probleme cu gunoaiele, încercăm să le rezolvăm și peste. Avem probleme, eu zic, cred că care sunt la nivel național, nu la nivelul meu. Eu mă consider, poate unul dintre oamenii mai fericiți, că am și utilaje, am și niște muncitori care pot să-i folosesc universal la tot ce trebuie. Dar alții care nu au, băi de ei, săracii, pe cine să pui să cosească, pe cine pui să-ți ude o floare, pe cine ai pe cine. Sau să 6-7 în primărie, ce să faci? Pe cine vreau să-ți facă? Că ăia are aceeași muncă, poate.
cum are al meu de jos. Da? Dar e vorba că sunt oameni mai puțini și mai... mai liniștiți față de ei mei, pentru că e un volum mai mare. Una e să ai 7.000 de locuitori, una să ai 500. Și o ultima întrebare, dacă îmi permiteți, tot vorbeam noi în emisiunile trecute despre un proiect pe care doriți să-l realizați la nivelul comunei Mihăiești, la intrarea în comună, în zona La Plute, doriți să amenajați un sens giratoriu. Ce se întâmplă cu acel sens? Sensul giratoriu a fost scos la licitație, s-a ținut și procedurile respective. Unul dintre ele s-a și adus, e vorba de sensul giratoriu de la Budești, de la Bogomir, de acolo, da, și cu al nostru. Problema este că au fost niște probleme pe la Craiova, pe acolo, din punct de vedere menegerial, ați văzut și noastră la televizor, s-au făcut diferite afirmații pe acolo și deocamdată s-au oprit toate lucrurile care răspunde domnului național. Am vorbit cu domnul prefect săptămâna trecută, a zis că să-l sus și săptămâna asta spre final și mâine să fiu călare pe dânsul, să pot să rezolv, să vedem, ne mai apucăm, nu ne mai apucăm, să știu dacă nu, să trec banii dintr-o parte în alta, să facem o rectificare de buget, să nu țiu blocați deja acolo, că dacă nu începe prin decembrie sau prin ianuarie, putem să facem altceva cu ei, să nu-i ținem blocați și să ne trezim că la sfârșit de an îi pierdem sau suntem nevoiți să-i dăm la altcineva. Deci, practic, sensul giratoriu este... Este în termen, este tot, dar sunt niște probleme tehnice ale instituției pe care le montează și le fac. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră.